tensiuni politice majore în Armenia. Zeci de mii de armeni cer la Erevan ca fostul președinte să nu preia fia guvernului. Au fost operate sute de arest. Zeci de mii de protestatari au cerut vineri, a opta zi de manifestații la Erevan, alegerii generale anticipate, sublinierei retragerea numirii ca premier a fostului președinte al Armeniei, Serzh Sargsyan, relatează Reuters. Parlamentul armean a decis marci prin vot ce Sargsyan, care a fost președinte până luna aceasta, poate prelua conducerea guvernului. Conform Constituției revizuite a Armeniei, aprobat prin referendum în 2015, prim-ministrul are acum prerogativele cele mai importante în stat, în timp ce președintele are un rol în primul rând formal. Armen Sarkisian, aliat politic al lui Sargsyan, a depus jurământul ca subliniere al statului săptămâna trecut, după ce a fost ales de Parlament. Potrivit opoziției, prin preluarea funcției de premier, fostul președinte se agac de putere. Unul din liderii opoziției, Nicol Pashinyan, a susținut vineri, în fața unei mulțimi de peste 30.000 de manifestanți, ce Serzh Sargsyan trebuie să demisioneze, sublinierei ce este nevoie de alegeri anticipate. El a declarat că opoziția este gata să discute un plan în acest sens cu Partidul Republican de guvernământ, a sublinierea cum a cerut joi președintele Sarkisian. Potrivit lui Pashinyan, autoritățile nu au intenția de a folosi forța împotriva protestatarilor. Cu toate acestea, poliția a reținut vineri aproximativ 200 de activi sublinierei.